Mă numesc Tudor Pop și vă urez un bun venit la seria de mesaje Dumnezeu care te vindecă. Credința în orice domeniu trebuie hrănită și întărită. Singurul mod de a face acest lucru e prin Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea ne uităm la vindecările lui Iisus Hristos ca, focalizându-ne asupra lor, credința noastră în domeniul vindecării să se întărească. Așadar, în episodul de astăzi ne vom uita la cât de important e să te lași călăuzit de Duhul Sfânt, mai ales când e vorba despre vindecare. Când credința ta e fondată pe Cuvântul lui Dumnezeu, nu te vei prăbuși când vine cazul în viața ta. Subliniez când, nu dacă vor veni. Acest pământ e blestemat de păcat. Și atâta timp cât vom trăi pe acest pământ, vom suferi mai mult sau mai puțin. De aceea a ști cum să te rogi când ești bolnav e un lucru extrem de important. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Iisus a făcut o mulțime de vindecări. Însă Duhul Sfânt a decis să ne lase înscris doar câteva dintre acestea ca să învățăm. Fiecare întâmplare în parte e aleasă de Duhul Sfânt pentru noi. Aceasta înseamnă că dacă ne focalizăm doar pe ceea ce avem scris, e de ajuns ca să ne primim vindecarea indiferent de ce boală vorbim. Aceasta deoarece credința vine în urma auzirii. Iisus a părăsit ținutul Tirului și a venit iarăși prin Sidon, la Marea Galilei, trecând prin ținutul Decapole. I-au adus un surd care vorbea cu anevoie și l-au rugat să-și pune mâinile peste el. El l-a luat la o parte din norod, i-a pus degetele în urechi și a atins limba cu scuipatul lui. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că l-au adus la Iisus. Cine sunt cei care l-au adus pe acest surdomut la Iisus? Probabil unii din familia lui sau niște prieteni. Aici vedem cât e de important să ai o biserică bună la care mergi. O biserică ce? Atunci când se roagă cu tine, primești un răspuns. Primești vindecare. Din păcate, astfel de biserici sunt foarte rare. Oamenii se mulțumesc să trimită un bilețel în față pentru un motiv de rugăciune. Biserica se roagă 2 minute și ce o fi, o fi. Aceasta nu este o biserică plină de credință. Eu tot timpul am spus că e mai important decât mersul la biserică, e să mergi la o biserică bună, una care predică despre credința în Dumnezeu, credința că Dumnezeu te vindecă. Mulțumiți însă lui Dumnezeu pentru acei oameni care v-au îndreptat înspre Hristos și v-au expus la mesajul Evangheliei ca să ajungeți la credință. Eu îi mulțumesc în acest sens soției mele prin care l-am cunoscut pe Iisus Hristos. Doresc să atrag atenția la faptul că Iisus l-a luat la o parte pe acest om. V-ați întrebat vreodată de ce? Dacă studiem puțin contextul în care s-a întâmplat această minune, vom afla că această locație face parte dintre acelea care l-au respins pe Hristos și mesajul împărăției. Lecția pe care o putem învăța de aici e să nu ne petrecem timp cu oameni care nu cred în Iisus Hristos. În afară de sigur dacă este un membru a familiei, un prieten sau cineva căruia ai ocazia să-l predici pe Hristos. Nu-ți petrece mult timp cu oameni care nu cred în minunile lui Dumnezeu și care vorbesc în continuu despre motive pentru care Dumnezeu nu ar vrea să te vindece. Dacă vrei să-ți primești minunea de care ai nevoie, atunci trebuie să fii într-o atmosferă de credință. Așa cum credința vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu predicat corect,
La fel, necredința vine în urma interpretărilor eronate din Cuvântul lui Dumnezeu. Vă încurajez în acest sens să urmăriți cum Scriptura ne spune unde se află Iisus când face sau când nu face anumite lucruri. Veți vedea că starea spirituală a zonei unde se afla Iisus afectează dacă puterea lui Dumnezeu se arată sau nu. Ne amintim cum, într-o altă întâmplare, Iisus i-a scos afară din casă pe toți aceia care nu credeau că Iisus o va învia pe fetița lui Iair. Locul pe care îl frecventezi și lucrurile la care te uiți mai mult îți afectează credința într-un mod pozitiv sau într-unul negativ. N-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat. Și se mira de necredința lor. Iisus străbătea satele de împrejur și învăța pe norod. Anturajul în care te afli afectează foarte mult manifestarea Duhului Sfânt în viața ta. Există mai multe forme de necredință. Una care vine din ignoranță, așa cum era Saul înainte să devină Pavel. El persecuta biserica și credea că face bine, însă odată ce s-a întâlnit cu Hristos, a crezut și a devenit un ucenic al lui Hristos. Există însă o necredință care vine dintr-o inimă rea. Un exemplu în acest sens e poporul Israel când a ieșit din Egipt. Ei nu au vrut să creadă în ceea ce le spunea Dumnezeu, cu toate că au văzut atâtea minuni. Necredința care vine din ignoranță se poate repara prin studierea Scripturilor. Însă, o necredință care vine dintr-o inimă rea, doar prin pocăință. Cercetează-te și vezi dacă motivul pentru care tu nu experimentezi minunile lui Dumnezeu e fiindcă nu știi sau nu vrei să te lași de învățăturile greșite. Se poate ca uneori Dumnezeu să-ți spune să părăsești un anumit loc, fiindcă vede că nu poate lucra cu tine cât timp te afli în acel anturaj spiritual. Mai departe doresc să ne întrebăm de ce a trebuit ca Iisus să-și pune degetele în urechile acelui om și să-i atingă limba cu saliva lui. Din același motiv pentru care Elisei a spus să se pună făină în supa otrăvită sau să se arunce o creangă de copac pentru ca săcurea căzută în apă să iasă la suprafață de apă, călăuzirea Duhului Sfânt. Așa a fost călăuzit Iisus de Dumnezeu să facă și așa a făcut. Cuvântul lui Dumnezeu ne mai arată doar alte trei momente în care Iisus făcea lucruri asemănătoare ca omul să-și primească vindecarea. Dar nu ni se explică de ce a fost nevoie să fie astfel. Atunci când ai nevoie de un răspuns la rugăciunea ta și Dumnezeu îți spune să faci ceva, fă acel lucru, nu întreba de ce. La fel, Elisei a spus lui Naaman să se spele de 7 ori în Iordan ca să fie vindecat de lepra lui. Acest principiu îl vedem în fiecare exemplu de vindecare. Iisus nu mergea pe tipare de rugăciune, ci mergea pe călăuzire. Fiecare boală, fiecare om și fiecare problemă e diferită una de cealaltă, chiar dacă aparent par la fel. Dacă vrei să fii vindecat de fiecare dată când te rogi, atunci trebuie să ai un cuvânt de la Duhul Sfânt care te va călăuzi cum să acționezi. Apoi și-a ridicat ochii spre cer, a suspinat și a zis, Efata, adică deschide-te. Îndată i s-au deschis urechile, i s-a dezlegat limba și a vorbit foarte deslușit. Când Iisus a spus deschide-te, ceva s-a schimbat. Ne amintim în acest sens când Dumnezeu a spus să fie lumină la creație și lumina a luat ființă. Sau ne amintim când Iisus a spus furtunii să tacă și s-a liniștit. Și de asemenea ne aducem aminte când Iisus a spus frisoanelor de pe soacra lui Petru să plece și ele au plecat. A vorbi bolii sau unei situații nu e ceva neobișnuit pentru Iisus. Și același lucru l-a făcut și ucenicii dacă ne uităm în Faptele Apostolilor. Și același lucru ar trebui să-l facem și noi. Însă, după cum am văzut,
Iisus nu se folosea de acest mod de vindecare de fiecare dată, ci o făcea călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Așa cum ar trebui să o facem și noi. Dacă Iisus e modelul nostru de credincios, nu ar trebui să ne rugăm ca să învățăm să procedăm ca și El? Iisus le-a poruncit ca să nu spună nimănui, dar cu cât le poruncea mai mult, cu atât ei îl vesteau mai mult. Ei erau uimiți peste măsură de mult și ziceau, toate le face de minune, chiar și pe surzi îi face să audă și pe muți să vorbească. La creație, după fiecare zi ce trecea, Dumnezeu se uita la ce a creat și spunea că e foarte bine. Tot așa, când are loc o vindecare, acest lucru e foarte bun. Religia însă a reușit să convingă mulți credincioși că și boala ar fi un lucru bun, un fel de binecuvântare ascunsă. Acest lucru nu-l poți sustrage din cuvântul lui Dumnezeu, ci din interpretarea experiențelor oamenilor care, în loc să umble prin credință așa cum le învață cuvântul lui Dumnezeu, ei o fac după cum cred ei că e mai bine. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că El a creat omul în asemănarea Lui. Dacă așa este, cum ar putea El să găsească plăcere când creația Lui suferă modificări negative? Oare ce ar spune un sculptor dacă te duce cu un ciocan și ai da în capodopera lui? I-ar face plăcere? Ar spune că e un lucru bun? Nu. Pentru că nu asta a vrut să facă. Tu ai modificat ceea ce El a creat. Tot așa e și boala. Ea nu aduce niciun beneficiu. Altfel n-ar fi creat Dumnezeu pe toți bolnavi. Știu că unii spuneți că mulți au pocăit în urma bolilor. Dar eu vă spun că un și mai mare număr de oameni bolnavi nu s-au pocăit. Mergeți și vedeți în spitale. Se pocăiesc cumva toți ce sunt acolo? Credința în Evanghelie, în Hristos, mântuie. Nu boala sau necazul. Nicăieri în Biblie nu le dau oamenii pe Dumnezeu pentru o boală. Doar astăzi mai auzi în unele cercuri că boala ar fi bună. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu ne curăță și ne sfințește prin cuvântul Său, nu prin boală. Citiți și credeți ce spune Biblia, nu ceea ce auziți de la fel și fel de predicat. Așa că mă rog ca ochii inimii să vi se deschidă, ca să pricepeți că slujim lui Dumnezeu care vrea să ne vindece atunci când ne rugăm. Sunteți binecuvântați!